În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iubiți credincioși, astăzi este o duminică specială, o duminică în care Sfinții Părinți au rânduit a ne aduce în față imaginea unui episod din viața Mântuitorului, o întâlnire, aș spune o întâlnire foarte importantă, o întâlnire de grad înalt, întâlnirea lui Zaheu cu Dumnezeu și a lui Dumnezeu cu Zaheu. Despre această întâlnire, de ani de zile tot vă spun câte ceva și iată că anul acesta, lângă dudul lui Zaheu, m-am gândit să vă vorbesc despre altceva decât v-am vorbit până acum. Și anume, vreau să vă spun astăzi câteva lucruri despre înțelegerea misiunii omului și despre înțelegerea chemării sale de către Dumnezeu. Iată, în puține cuvinte, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile, trecând Iisus prin Ierihon, iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vame, și căutând să vadă cine este Iisus, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el: Zaheu, grăbește și dă-te jos, căci astăzi în casa ta se cade să rămân. Și grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Văzând însă acestea, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Iisus, răspundând, a zis: nu sunt trimis decât numai către oile pierdute ale lui Israel. Atunci Zaheu a zis: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Atunci, răspunzând, Iisus a zis: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Israel. Iată, iubiți credincioși, este vorba de un fapt real, de un personaj real, despre oameni care s-au învârtit în jurul Mântuitorului, despre oameni cârtitori pe de altă parte, cum că Mântuitorul s-a apropiat de oamenii păcătoși. Iată și răspunsul Mântuitorului, că n-a venit să cheme pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință, dar să ne oprim puțin asupra lui Zaheu. Zaheu era mai marele vameșilor, însă Dumnezeu i-a dat și lui o chemare, așa cum dă fiecăruia dintre noi Dumnezeu câte o chemare. Chemarea este de a ne întoarce privirea către Dumnezeu. Chiar dacă această întoarcere a privirii către Dumnezeu se face din fragedă pruncie sau mai pe la maturitate sau la sfârșitul vieții, chemarea aceasta, să știți că o avem cu toții. Ați auzit de vocații timpurii, de vocații mature sau de vocații târzii. Chiar cineva îmi spunea că un om care toată viața s-a ocupat de altceva, deodată a zis: eu nu mai vreau să mai fac din ceea ce am făcut, și iată că și-a întors privirea către ceea ce a vrut el să facă de la început, dar n-a avut condiții necesare și suficiente. Și s-a apucat omul acela să facă, să-și îndeplinească visul lui. Și vă imaginați acum să vezi ca profesor în bancă un student mult mai bătrân chiar decât bunicii tăi, bineînțeles că te motivează și te sperie în același timp. Mie mi-a dat Dumnezeu bucuria de a fi profesor unor oameni în vârstă și pe care nu i-am ispitit cu întrebări de genul: ce cauți la vârsta aceasta aici, pentru că erau pensionari de vreo câțiva ani buni, mai mulți decât cei pe care îi lucrasem eu până atunci. Mi-au mărturisit însă singuri că nu au nevoie pentru diplomă, ci pentru ei. A să zic că unde este momentul în care noi trebuie să ascultăm chemarea lui Dumnezeu? Și ca să fiu mai la obiect, am să vă dau un exemplu. Se spune că odată un pusnic, mergând prin pădure, a văzut un șoim în toată splendoarea lui, care căra o bucată de carne și l-a urmărit pusnicul acela cu privirea. Și a ajuns acel șoim la un cuib, unde era un pui de cioară rănit și probabil că singur pe lume, decât cuibul îi mai rămăsese,
Și cu multă migală șoimul îi rupea din acea bucată de carne și îi dădea pe cioc. Și atunci și-a venit în sine pusnicul și a zis: da, acesta este un mesaj pentru mine. Chiar așa și era. Înseamnă că Dumnezeu are grijă de toată lumea. Dacă Dumnezeu are grijă ca acest pui dăcioară să fie hrănit de o așa măreție de șoim, cu mai mult, mai mult, despre viața mea știe totul și de acum înainte trebuie să înțeleg următorul lucru. Nu voi mai face nimic pentru că Dumnezeu îmi va da și mă va ajuta să îmi îndeplinesc toate misiunile mele. Și din acel ceas n-am mai mâncat nimic, n-am mai băut nimic și nu mai stătea să se roage. În vreo 3 zile, pentru că nici nu era așa prea pregătit, era totuși un postitor, un pusnic, a obosit așa de tare încât nici mâna nu putea să-și o mai ridice. Și l-a luat somnul. Un somn care era mai mult a slăbiciune decât a neputință și dorință de odihnă. Și în vis i s-a arătat un înger și a zis: ai înțeles perfect că mesajul pe care Dumnezeu ți l-a trimis era pentru tine, decât că numai pilda șoimului trebuia să o iei, nu pe cea a ciorii. Iubiți credincioși, de multe ori și noi ne amăgim să spunem: da, am înțeles. Ce am înțeles? N-am înțeles mai nimic. Trebuie să fim mai la adânc. Îmi aduc aminte de o învățătoare care după 40 de ani a avut posibilitatea să se mărturisească în fața unei adunări foarte mari și spunea despre toate neputințele educației, mai ales în ziua de astăzi, când nu mai este nimic din educația pe care o știm noi, tradițională, autoritatea nu mai poate să fie dobândită așa numai că ți-a zis tata, băi, că doamna învățătoare este nu știu cine, nu? Trebuie să ți-o dobândești singur. Și spunea frumos: în fiecare clasă există câte un copil dificil. Să știți că acel copil dificil nu o să lipsească niciodată de la școală. E bine, și după câteva replici de genul acesta, spune: să știți că eu, dintre toate materiile pe care le predau, cu cea mai mare greutate predau matematica. Acum nu pot să fii bun la toate. Și în general lumea se împarte în două mari, în real și uman. Dacă avea înclinații spre partea literară, bineînțeles că cu matematica stătea foarte prost. Zice, da, eram așa de conștiincioasă încât învățam, chiar dacă nu înțelegeam din prima, dar învățam și repetam înainte cu o zi toată lecția pentru data viitoare. Și zice, la o lecție de matematică pe la clasa a treia, am încurcat un capitol și l-am învățat, dar l-am învățat în altă carte și am predat total greșit, total greșit. Și m-am uitat în clasă, toți erau smirnă, erau dornici de a învăța ceva. Când a ajuns însă acasă, biata învățătoare și-a dat seama că a greșit. Și a spus: aoleu, ce mă fac? Bineînțeles că mă voi duce și îmi voi cere iertare și voi preda din nou aceeași lecție, dar așa cum se cuvine. Și mare a fost bucuria că atunci când a intrat în clasă, să le spună copiilor: copii, și și-a început pledoaria. Știți, data trecută, la capitolul cu tare, la aritmetică, v-am învățat greșit despre semne, una alta, și la un moment dat șeful clasei a zis: nu vă supărați, doamnă, dar erați așa de entuziasmată că noi ne-am dat seama, dar nu v-am mai oprit. Contează foarte mult și cum faci un lucru. Bineînțeles că nu trebuie să faci lucruri greșite, dar pentru faptul că a pornit acest dialog și și-a cerut iertare și și-a recunoscut în primul rând greșeala pe care o săvârșise, atunci a dat seama că, de fapt, copiii pe care îi învăța, învățau de la ea altceva decât matematică. Învățau atitudinea de viață, atitudinea de a avea bucurie când faci ceva frumos, când dai din ceea ce ai sau chiar din ceea ce nu ai. Când dai din ceea ce ești. Nu era o grozavă profesoară de matematică, era o învățătoare care trebuia să acopere și niște lecții de aritmetică. Dar o făcea cu entuziasm. Aceasta este chemarea pe care și Zaheu a auzit-o astăzi despre el. Zaheu, vă imaginați că poziția pe care o avea îi dădea un anumit statut, toată lumea îl cunoștea, dar așa cum îl cunoștea
profesional vorbind, astăzi el s-a lăsat jucat în picioare de către cei pe care probabil că îi jucase și el mai de multe ori în picioare. Și anume, mărunt fiind de statură, a aflat că trece pe acolo Iisus, un învățător de lege care a făcut și niște minuni, dar care învață bine. Și și-a pus în gând să ajungă și el. Și ce a făcut? S-a suit într-un dud. Acum vă imaginați că atâta minte avea, că devenea ridicol ca un dita mai demnitarul să fie văzut de către o mulțime întreagă, și nu era o mulțime din alt oraș, ci era din Ierihonul pe care el îl controla, fiscal vorbind. Acea mulțime avea să-l vadă pe el într-o postură cu totul și totul ridicolă, să se suie într-un dud, să se cațere ca să vadă pe cineva. Și totuși dorința lui de a-l vedea pe Mântuitorul a fost foarte puternică și a trecut peste această rușine și s-a suit ca să-l vadă. Acum ne întrebăm noi, ca să-l vadă, ca să-l vadă și să ce? Contează foarte mult atitudinea pe care o ai. El era sigur că dacă îl vede numai, îi se va schimba viața. Acesta este primul mesaj pe care îl dă prin Zaheu Mântuitorul Hristos. Trebuie să știm că de la Dumnezeu nu avem nevoie de multe și că Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi. Dar ne dă ceea ce avem nevoie dacă noi ținem cu tot din adinsul să primim acel lucru. Și dacă el s-a suit acolo, a stat, l-a văzut și s-a uitat ochi în ochi, decât că Mântuitorul a zis: Zaheu, grăbește-te de jos, căci astăzi se cuvine să rămân în casa ta. Acum vă imaginați un om cu așa funcție, care era deja în pragul ridiculizării de către ceilalți, află că a fost și el văzut, nu numai el a văzut pe celălalt. Să știți că a vedea pe cineva este la un moment dat o atitudine unilaterală. Tu te uiți la cineva. Te uiți la cineva, nădăjduiești ca și acela să se uite la tine, dar nu e obligatoriu. Sunt oameni la care ne uităm și care se uită prin noi. Chiar dacă avem să le transmitem ceva, se uită prin noi. Și nu avem ce să le facem. Dar pe Zaheu l-a văzut Mântuitorul. În momentul în care l-a văzut, Zaheu a primit misiunea. Care era misiunea? Fraților, despre acest lucru vreau să vă vorbesc astăzi. Era vocația sau chemarea lui. Misiunea de a schimba viața, de a schimba totul. Dar să vedem ce a făcut Zaheu. Zaheu nu s-a înregimentat între oamenii entuziasmați, între oamenii care lasă totul deoparte și aprind un foc de paie. Adică, zice, gata, l-am prins, merg mai departe și îmi schimb total viața. Zaheu n-a fost nici disperat să spună, acum dau totul, numai să aduc în partea altă. Pentru că și noi atunci când suntem disperați, spunem, Doamne, dacă trec și de asta, dacă trec și de asta, o să mă scol în fiecare noapte, la 12 noaptea, fac o miezonoptică, fac una, fac alta. Dacă mă scos de necazul cu tare, asta înseamnă disperare. Dar să vedem unde este calea de mijloc, exact la Zaheu. A spus, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. N-a zis, gata, dau tot, vând tot, arunc tot. Nu. Zaheu nu și-a pierdut luciditatea atunci când a aflat că misiunea sa este de a se schimba. Zaheu a rămas lucid până la capăt, dar aș spune o luciditate creștinească, adică lucid și ceva. Nu era obligat să dea, cum va spune mai târziu, dacă a lepădat pe cineva cu ceva, să întoarcă împătrit. Nu. În Vechiul Testament erau niște percepții foarte, foarte clare vis-a-vis de răscumpărarea unor greșeli. Dacă se prejudicia celălalt de lângă tine, vecinul sau mai departe, asupra unui patruped, asupra unui oi, se dădea o oaie înapoi. Dar nu scrie nicăieri că trebuia să dea de patru ori mai mult. Și iată că Zaheu folosește această răscumpărare pentru că probabil că știa el ce știa.
Știa el cu cât prejudiciase pe ceilalți. Acum, vama era la îndemâna lui și probabil că în loc să ceară o anumită cotă, el cerea mai mult sau ce să mai, ne mai ascundem după degete. Acum vreo două zile aflam că la o primărie amenzile de fapt se plăteau prin așa zisele spăgi. Adică omul avea de plătit 50 de milioane și zicea, nene, stai, lasă-o mai moale, dacă îmi dai mie 10, o scot eu din calculator. E cam așa ceva, cred că se simțea cu busa păcăciulă și fratele nostru Zaheu. Dar n-am venit acum să-l vârfim pe Zaheu, Doamne ferește. Noi vrem să învățăm lucruri frumoase de la Zaheu. Și iată ce învățăm. Că Dumnezeu nu vrea de la noi neapărat să ne stinge pe picioare, așa cum a făcut-o pusnicul. A zis, gata, acestea voi face, numai la rugăciune stau să fac numai ce a făcut cioara. Și a lăsat puiul și are cine să-l hrănească. Noi trebuie să fim lucizi. Adică Zaheu, atunci când l-a primit pe Mântuitorul în casa sa, și Mântuitorul a zis, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam, Mântuitorul nu l-a mântuit numai pe Zaheu, i-a mântuit toată casa lui. Toată casa lui însă mâncase din impozitele pe care Zaheu le punea. Așadar, Zaheu s-a implicat cu tot cu casa lui. Dar dacă va fi avut copii sau nurori sau gineri, vă imaginați că ei care erau obișnuiți cu un anumit standard a zis, băi, ce faci mă cu noi? Așa, nu ne-ai întrebat și pe noi jumătate din venitul nostru? Știți cum au pățit cei? Era un sat sărman, vai de capul lui. Și un boier care avea acel sat și-a făcut milă de el. Și în fiecare an le trimitea grâne și le trimitea de toate, încât un an de zile nu mai aveau treabă de nimic. Și erau deja un sat, sărăcia nu o puteau trece mai departe, dar măcar erau mulțumiți cu ceea ce primeau. Și la un moment dat vine un sol din partea stăpânului, din partea boierului, și anunță, nu vă supărați, anul acesta boierul are nuntă cu fiul cel mare și nu poate să vă mai dea nimic. Și atunci s-au răsculat acei sărăntoci și au zis, cum adică face nuntă pe banii noștri? Vedeți că la un moment dat credem că tot ceea ce obținem este neapărat un drept al nostru. Și nu e așa. Învățăm și de la Zaheu. Zaheu, care le-a dat întotdeauna celor din casă să aibă de toate, și-a asumat și oprobriul celor din casă când a spus, jumătate dau săracilor. Și dacă vor veni cei nedreptățiți, le întorc de patru ori. Va să zică, atunci când înțelegem chemarea noastră, trebuie să știm că suntem responsabili nu numai pentru propria persoană, ci și pentru cei pe care îi avem pe lângă noi. Dar se poate întâmpla să nu fim în locul în care trebuie să fim. Și anume, ca să vă dau un exemplu, doi pescari pleacă cu noaptea în cap. Dar noaptea în cap nu e noaptea în cap așa de să prinzi autobuzul. Noaptea în cap este atunci când nu mai circulă autobuzul. Adică de la 11 noaptea până dimineața. Și pe la vreo două ajung ei în fața bălții pe care și-au pus-o ei, probabil pe GPS, să vadă care e balta mai adâncă și așa mai departe. Au ajuns undeva și au montat cortul și și-a luat fiecare mulineta și a aruncat-o câțiva zeci de metri buni și a zis, o lăsăm aici, mâine dimineață o să o scoatem plină, hai să ne odihnim. Și dimineața când s-au trezit, au ieșit din cort și s-au uitat că lângă ei erau două undițe cu meșina întinsă și în fața lor se întindea un lan de varză, care noaptea trecută, în lumina lunii, apărea că ar fi o baltă plină cu pește. O să zic că s-ar putea să nu fim exact în locul în care credem noi că suntem. Dar atunci cum putem să știm că suntem acolo unde trebuie? Eu nu am un reper. Monacul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, își punea întrebarea, de unde știu că sunt acolo unde trebuie să fiu? Și a spus, știu, pentru că ori de câte ori mă apropii de Rohia,
Ori de câte ori simt liniștea aceasta, nu pot decât să încep să plâng. Sunt anumite sentimente pe care trebuie să le dezvoltăm astfel încât să știm că ne aflăm unde trebuie. Și să știți că în mare, unde trebuie, ne aflăm mereu. Decât că noi nu suntem atenți și spunem că trebuia să fiu în altă parte sau putea să fac alta sau alta și eram mult mai departe. Nu este așa. Astăzi, Zaheu ne arată că s-a aflat exact unde a trebuit. În dudul spre care Mântuitorul avea să-și îndrepte privirea. Apoi în casa în care el avusese să aducă multe lucruri și de necinste printre ele, în aceeași casă avea să primească mântuirea. Așadar să nu fugim de anumite locuri pe care noi să le credem întinate, ci mai degrabă să avem grijă să sfințim acele locuri ca să știm că într-adevăr suntem unde trebuie. Și dacă vom simți către casele noastre liniștea pe care o simțea părintele Nicolae de la Rohia, înseamnă că acolo ne este locul. Dacă nu este suficientă liniște, înseamnă că trebuie să facem mai multă liniște. Trebuie să mergem mai la adânc și nu este cazul să ne gândim dacă cel de lângă noi va mai avea confortul pe care l-a avut, ci așa cum de multe ori când ne ajunge pe românește cuțitul la os, spunem, aș da totul numai să fiu sănătos, și atunci când suntem sănătoși, n-am dat nimic ca să fim sănătoși, așa trebuie să învățăm și noi de la Zaheu. Nu trebuie să dăm totul, ci măcar jumătate, ca să putem cu cealaltă jumătate să răscumpărăm viața. Iubiți credincioși, fie ca Zaheu să ne limpezească viața și să ne mijlocească întâlnirea noastră cu Dumnezeu, care este la tot pasul, la tot gardul, la toată ramificația traseului vieții noastre. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.